în viziuni și fantezii. Eu sunt singurătate de gloată, dar nu sunt singur. A venit peste mine? Nu pot să explic. Zice, vezi lumina și acolo, o scânteie. Poftim pistolul mână, trage în lumina așa. Când se trag, n-am nimic. Mi se pune țigara în gură, mi se dă foc, trage. No, aruncă fumul. Prinde-l. Pâncete, nimic. Zice, ești pe mânt, ia bucățica asta. Zice, amestec-o. N-am avut ce, n-o fac nimic în gură. Zice, ne mai vede. Zice, și ne dai ieși din casă, ca să ducem o dovadă. Ce vreți să luați? Nu, obiect, o fain. Pătura de pe pat, nouă. Zici, luați pătura și aia de pe pat, că e mai curată. Au luat-o, pătura totală și-au plecat. Zici, ne mai întâlnim. A fost, nu știu. Viziunile mele în singurătate. Nu anulăciri. Nu că mi-a fost frică. Dar aici au rămas. Am rămas eu frământat și sfrământat. Eu trag cu pistolul creașă că nu-i nimica, nici lumină, nici pistol. Mânc în gură. Amestec și nu-i nimic. Prin fumul mă pune să trag din țigare, că îmi venesc cu fumez. Fum, prinde-l. Nimic. Să prinde-o fumul. Și mai este un lucru, n-am voie să-l spun. Nu vreau să după nimeni eroare și nu suntem singuri. Îi spus la încercare. Și cu rău și cu binele. Hai, Clinton, Vuța, garda de onoare. Ei, voi săraci cărâiurile mele, a crescut iar băpăie. Ioan Mateș zice că singurătatea i-a deschis porțile spre alte lumi. Pe oameni e foarte supărat. Tot satul îl știe că bântuia pădurile ca o nălucă și tuna și fulgera dacă vedea vreun copac tăiat. Așa de tare s-a supărat pe lume că în locul în care era casa părintească, mistuită de foc în urmă cu mulți ani, a făcut un gard cum nimeni din sat nu mai văzuse. Un gard cu stâlpi la potecă și cu ulucile spre interior. A zis că gardul lui trebuie să stea cu fața la el și cu spatele la lume. Că așa merită lumea asta. Pe urmă le-a mai dat o șansă. A făcut un izvor cu cântec. Un izvor care dă veste. Lumea nu s-a mirat prea tare, doar îl știa că el e făcătorul de minuni. Și casa e pe un deal deasupra satului, aparte de toți ceilalți. De când merge greu, coboară foarte rar să nu vadă cum piere pădurea și să le mai arate unora sau altora izvorul care cântă și care e semnul trecerii lui prin lumea asta. Cine vine să nu meargă ca mutul pe drum? Luază, să sară, hopa-topa, să nu se urge pe picioare, să se oprească în loc, să atunci să privească izvorul, să vină să stâmpere fetea.
Și de asta l-am făcut. Și văleu, eu îl făceam sclav și bătrân, dar nu ca să-mi plătească cineva. Nu. Nu se mă pună pe mine că eu sunt profet, eu nu. Sunt un muritor. Ce mi-a vorbit creierul prin cuvânt, ce am făcut, nu că m-au învățat. Uite, și-a lucrat cu pasiune și dragoste. Zmecheriile astea, improvizate. Vezi că de veste. Iisus Hristos va învinge. Între acest semn veți învinge, vedeți mâna scrăbănoagă. Mai jos Eva și Adam, primii noștri părinți. Pomul vieții care a fost oprit. Șarpele vicean care din înger s-a făcut șarpe. Și-a înșelat pe Eva, că a fost mărul copt, bun de mâncat, bun de privit. Și i-a spus că pot mânca din toți pomii, dar din pom oprit. Dar ăsta vicreanul ăsta a spus, nu veți muri, veți cunoaște binele din rău și răul din bine, ca și Dumnezeu. Și atunci, știința și cuvântul n-a pus cum s-a făcut, ci a pus pomul oprit. Și atunci i-a arătat că pomul aici era copt. Uite mâna asta, aici, aici, ce-i acolo între crașele pomului? Diavolul s-a prefăcut în șarpe, că îngerul. Și atunci arăta la Adam. Adam a arătat cu mâna asta că e o poruncă. Dar tot mâna v-a întins-o. Și atunci a mai jos florile ea raiului de pe pământ. Nu de altă parte. Și atunci aici căderea omului în păcat. Uite, căderea omului în păcat. Omul era însoțit de viață și moarte. Moartea. Viața. Că omul când s-a născut, s-a născut primul cu viața și urmă moartea. Și acum când merge, moartea îi deschide poarta și el intră pe urmă. Ei, lume, lume! A venit în lume ca o nărucă priveam și prin lume hoinărind și nimic aflând. Doar prin chin și suferință am intrat într-această locuință, fără uși, fără ferești, ce lumina nu pătrunde în veci de veci. Amin. Adio lume, adio lume, lumea deșertăciunilor, gonă după vânt, adio! Dă încă nu mă duc, n-a venit timpul, dați-mi o cafea!